NYPD are un suspect în cazul atacului armat comis marți la metroul din New York. Fotografia lui a fost făcută publică, odată cu anunțul privind o recompensă de $50,000. 23 de oameni au fost răniți, 10 împușcați, restul intoxicați cu fum sau răniți în busculada creată. Atacatorul a tras 33 de gloanțe cu un pistol și două fumigene, provocând panică. Kihan Sewell, șefa poliției din New York, suspectul este un bărbat cu pielea închisă la culoare. Purta o vestă portocalie non și un hanorac de culoare gri. Avem o persoană de interes în această investigație. Avem nevoie ca publicul să ne ajute cu informații suplimentare. În acest moment, nu cunoaștem motivația suspectului. În mod clar, acest individ s-a urcat în tren cu intenția de a comite violențe. James Essig, șef investigații NYPD, este un anume Franker James, un bărbat în vârstă de 62 de ani, cu adrese în Wisconsin și Philadelphia. Atacul a avut loc marți, în jurul orei locale 8:30, într-o stație de metrou din Brooklyn, când mulți oameni se îndreptau către serviciu. Kihan Sewell, șefa poliției din New York, în timp ce trenul către Manhattan aștepta să intre în stația de pe strada 36, un bărbat din acel tren care avea ceea ce părea o mască de gaze a scos un recipient din rucsac pe care l-a deschis. În acel moment, trenul a început să se umple cu fum, apoi a deschis focul și a rănit mai mulți oameni din tren și de pe peron. Am văzut mulți oameni care ieșeau din stație țipând și urlând după ajutor. Am văzut o doamnă care era împușcată în picior. Țipa după ajutor, spune un martor. Am văzut oameni alergând, ieșind din tren. Nu știam ce se întâmplă. Am întrebat o doamnă care a spus că a văzut totul, ce s-a întâmplat acolo. Ea a văzut o mulțime de oameni care sângerau și a auzit împușcături, povestește alt martor. Scene de groază s-au derulat în stația de metrou după atac. Oameni răniți întinși pe peron, în timp ce unora dintre ei li s-a acordat primul ajutor chiar de la călători, pe podeaua vagonului unde s-a produs incidentul. Totul în timp ce peronul era învăluit de un fum încăcios. Joe Biden, președintele Statelor Unite, eu și soția mea, Jill, ne rugăm pentru cei răniți și pentru toți oamenii afectați și le suntem recunoscători tuturor celor care au intervenit, inclusiv civililor. Vom rămâne în contact cu autoritățile din New York pe măsură ce aflăm mai multe despre această situație. Forțe impresionante au fost desfășurate la locul atacului, poliție, ambulanțe și pompieri. Imediat întreaga zonă a fost închisă, iar elicoptere ridicate în aer. Școlile din apropiere s-au închis, iar populația din New York a primit ordine să evite zona unde a avut loc atacul armat. Editor, de ce?